cost. Bă, nu știu cum o să fie cost. Sau ați dorit că cost. Nu, chiar nu cost. Deci tăiat. Las fel. Mai bun, mai rău, mai nu știu ce. Pe lângă faptul că îmi întorc înapoi. La doamna Alina, nu că mințea cu nerușinare că au venit chinezii, dar de fapt chinezii erau acolo. Se mai adaugă și faptul că este posibil să fi luat ceamă. Haideți să vă zic eu. Mandat de retragere a produselor de pe raft. Ea face bine județul, și vă spun eu. Au venit chinezii, deși nu n-am avut timp să mă duc la un ginecolog. Că eram judecătoare și aveam instanțe din acelea grele. Când și când s-auzea că mă lua la cucu și un alt coleg de muncă, că trebuie să mă duc sus la cheia și să aflu când mănânc ciorba de burtă. Să scoată din pușcărie băiatul, angajatul Cristin, patronul Cristin. Mai adăugăm și faptul că în ultimul timp am început să mai mă trezesc și cu angajații Cristian, care ar dori să vină pe aici. Dar nu este o problemă, pentru că nu avem locuri așa multe. La noi e totul cu masa. Viitorul prefect actual, care nu va fi destituit pentru că a insultat cetățenii și că le-a făcut bine. Așa. Care se vede senator dus direct. Deci scandalul se va acutiza. Face campanie electorală vor dori ei împotriva noastră și vor face bine, bine Ploieștiului și posibil să mai fie și colegi, fost colegi, judecători, procurori reali, care să se alieze la acest grup. Să-l jucăm pe domnul Marcel Corea și să-l dăm pe domnul Corea. Doar au venit chinezii, doar m-am mințit, doar n-am înșelat soțul, etc. Uite, acum ce s-a mai întâmplat? De la birou, nu avem curent. De cât? Minunat. Deci mă la 10 să dau până atunci. Mergi să scoți actele alea de la din? Nu știu, am văzut cu cei de la Videca și am întrebat dacă îi răspunde
celelalte, știi? Hale. Că n-are treabă.